Cătălin Lucian Iliescu, senator PMP, a promis în exclusivitate în emisiunea România la Vorbitor de la București TV că va depune până la finalul lunii iunie o lege în Parlament pentru interzicerea sălilor de jocuri la mai puțin de 200 de metri de o unitate de învățământ sau de la parterul blocurilor. Vreau să depun în această sesiune parlamentară, semnând până în luna iunie, până la alegerile locale, vreau să depun acest proiect de lege în Senatul României, Camera de Deputaților prin Camera Decizională, privind interzicerea sălilor de jocuri de noroc, atenție, jocuri de noroc, nu altceva, de la parterul blocurilor sau de la mai puțin de 200 de metri de unitate de învățământ. Informația vine în contextul în care tot mai mulți români cad în patima păcănelelor și ajung să-și distrugă viețile. În prezent sunt 15.000 de săli de jocuri pe teritoriul României, iar numărul crește de la an la an. Fenomenul este cu atât mai îngrijorător cu cât Eugen Hriscu, medic-psihiatru, atrage atenția că unul din 5 jucători cu probleme legate de jocuri de noroc ar putea ajunge chiar la suicid la un moment dat. Rămâne de văzut dacă senatorul se va ține de cuvânt, iar proiectul va primi girul Parlamentului. Până atunci, sălile de jocuri continuă să fie prezente în viețile românilor.